scorul ăsta e ceva așteptat sau mai Da, ne-am dorit să câștigăm. Cam marcat 4 goluri ne face să ne bucurăm în această seară, dar continuăm treaba pentru că în 2-3 zile avem următorul meci în campionat unde avem nevoie de puncte. Și după 2 goluri nu mai ești nici nervos. Da, mai calm în această seară că am marcat. Nu, eu încerc să-mi fac treaba. Că am marcat și mi-am ajutat echipa, este un bonus pentru mine. Cum a fost revenirea pe arena națională? De bun augur, se pare. Ne bucurăm că i-am făcut fericiți pe fanii noștri, au venit în număr foarte mare la stadion, ne-au susținut și meritau această victorie. Dar altfel se joacă în care ai și un gazon? Cu siguranță, cu siguranță, pentru că cel mai important pentru noi acesta este. Mi-aș dori să joc și în Ghencea, clar, dar atâta timp cât gazonul nu este bun, asta ne dorim, să jucăm pe un gazon bun, pentru că asta ne face, avem jucători de calitate în atac și asta... Ne punem în calitățile în practică. Te-ai obișnuit să scrii super goluri în ultimul timp, parcă numai goluri frumoase. Poziții grele? Da, nu știu. Încerc să-mi ajut echipa cu goluri, cu asisturi și în această seară mi-a ieșit. Dar te apasă un pic pentru că nu ai plecat, pentru că m-au plecat jucători importanți, nu ai rămas. Deși s-a vorbit de oferă. Da, nu mă gândesc la asta. Când va veni și timpul meu voi pleca, dar deocamdată sunt aici, sunt focusat pe ce am de făcut. Știu că avem multă treabă până în iarnă, meciuri dintre 3 zile, campionat, cupă, Europa League. Sunt pregătit și trebuie să dau 100% în fiecare meci. Cât de departe v-ați propus să ajungeți? Da, a fost și ziua lui ieri, nu numai a lui, și a lui Ovidiu Curti și a lui Filip, secundul. A fost o victorie și pentru ei și ne bucurăm că i-am făcut fericiți și pe ei. Cât de departe v-ați propus să ajungeți în competiția asta? Da, ne gândim să luăm meci cu meci. Cum am spus, avem multă treabă de făcut și în campionat și trebuie să ne revenim și acolo, să adunăm puncte, iar după ne vom gândi la meciul de la Salonic. Ce mesaj ai pe telefon după meciul ăsta? Nu am apucat să deschid telefonul să citesc. Când voi ajunge acasă, o să am timp să... Poate te caute și patronul să-ți propună o mărire de salariu? Nu mă gândesc la asta, nu. Tata, că am competițiile, le-ați luat pe fiind, așteptați și cuvinte din nou? Da. Pentru mine e același lucru. Criticile mă fac să fiu mult mai motivat, să învăț dacă am ce învăța din ele, atât și laudele le iau ca atare. Nu pare ciudat să vezi atâtea echipe într-un singur clasament? V-ați obișnuit față de formatul care a tot fost până acum? Da, câte șansele de calificare în formatul ăsta, poate? Complicate. Din câte am înțeles, doar Ajax a reușit o victorie mai mare decât noi. Dacă reușeam să mai marcăm un gol, aveam golaveraj mai bun decât ei și... Nu știu, nu ne gândim la asta. Cum am spus, ne gândim să o luăm pas cu pas și vom vedea ce vom obține pe viitor. Gândul deja la PAOK sau...? Nu, am spus că avem meci în campionat și avem nevoie de puncte în campionat. Cum ar trebui să arate pe CSV în campionat? Poftim? Cum trebuie să arate pe CSV în campionat? Pentru că e nevoie. La fel ca și în Europa. Deși am mai spus-o, în ultimele meciuri am jucat bine și în campionat, dar nu am reușit să obținem rezultatele pe care ne le dorim și acolo. Da, am spus-o, aveam nevoie de această victorie și pentru moral, pentru că nu traversam o perioadă bună. E bine că am marcat și 4 goluri și au mai prins și colegii mei din față, Dani, Ștefi, au reușit să marcheze, au făcut o partidă bună și mă bucur și pentru ei. V-ați bucurat pentru că ați primit și voi explicațiile pentru ceea ce s-a întâmplat în meciul din campionat, explicațiile legate de fazele de arbitraj? Da, nu vreau să mă gândesc la ce a fost, vreau să fiu focusat pe ce va veni și la asta trebuie să ne gândim cu toți. La cum ai simțit echipa din Letonia, cam unde ai vedea un campionat? Să se lupte pentru play-off mai jos? Nu știu, cred că aș vedea un play-off. Da, mai sunt câteva meciuri, mai avem, nu știu, 3-4 meciuri până se va întrerupe din nou cu Naționala. Când,
când o să vin acel moment, o să fiu bucuros dacă o să fiu din nou acolo.